Maria, da, vă? Nu știu dacă s-a mai dus mai încolo, că a fost bolovat. Dar tu nici scrii aici? Nu e când zici de eu nu o să facem, din asta facem anticipat, dacă nu se rezolvă. Ia ligerea au decizit. Facem anticipat, nu se rezolvă, nimic face cu domnul. E populat, e sacru, e populat. Nu știu cât timp ne vom fuga nouă. Dacă ne fac cu hărăbora, cu băiatii. Dorința lor de a mă schimba pe mine, pe numitul Hărăbor Aurel, e că, vezi, Doamne, deține majoritatea în Consiliu, dar fără să țină cont de dorințele poporului, de a cetățenilor, dacă într-adevăr... Asta e a patra oară. Am câștigat de două, de fiecare dată în instanță. Nu e de, ba da, m-a repus chiar titlul executoriu. După aia au anulat hotărârile respective și după aia iar au venit cu altă inițiativă cu hotărârile Consiliului Local pentru a... Cu acele hotărâri nu au fost legal luate. Exact, da. Adică nici eu nu înțeleg. Dai o hotărâre, dai pe cineva jos, repui pe altă persoană. După ce o instanță se pronunță că n-au legalitate la ceea ce au făcut, vin ei cu altă hotărâre, ca să pice prima hotărâre, o revocă și încă o dată face aceeași schemă. Asta e a patra oară de când o face. Nu înțeleg, o anulează, da, nu înțeleg unde vor să ajung. Până la urmă, fără populație nu cred că ajunge nicăieri. Pierderea, da. Fără popor să plătească salariul dumitale, nu primăria din bani noștri. Exact. Așa, da. Consilierii care ți-a dat afară, așa să plătească. Da. Cu primărie. Dar ce ați venit aici? Eu de așa ne-am venit să ne lopata și m-a dus în eu o pâine de la magazin. Dar să cunoaște de când ai intrat. Vede de că era urea în loc, și am făcut ce făceam bine. Dar să n-am murit în Domnul primar, spuneți-mi și nou, cine a convocat această ședință și care e motivul pentru care a fost convocată ședința de astăzi? Un număr de 7 consilieri au convocat o ședință extraordinară cu data de astăzi pentru schimbarea vicelui Hărăbor și alegerea unui nou vici. Care e motivul? Sau au dat vreo explicație? Există vreo motivare? Singura motivare este prin formarea unei noi majorități. În cadrul Consiliului Local? În cadrul Consiliului Local. A fost o majoritate USL, de la desființarea USL-ului,
avem continuu probleme de genul cu schimbarea vicelui. Că e o situație specială în care desfășurăm ședința Consiliului Special, local, și conform legii dumneavoastră aveți dreptul să participați, dar numai ca participanți și să nu interveniți în timpul desfășurării ședinței Consiliului Local. De asemenea, vă rog, de la început, vă rog foarte mult, ascultați-mă pe mine și pe urmă o să discutăm tot ce credeți. Dacă aveți, nu acum, vă rog. Vă rog, o să facem și dialog, dar vă rog să mă ascultați întâi și întâi. Proiect de hotărâre privind revocarea în întregime a hotărârii numărul 13 din 2015 a Consiliului Local Suraia privind schimbarea din funcția viceprimarului comunei. Pentru ce? Suraia. Alo, asta este o revocare a hotărârii care am dat-o rândul trecut, cerută de prefectul județului. Doi. Proiect de hotărâre privind revocarea în întregime a hotărârii numărul 14 privind alegerea viceprimarului comunei. 3. Proiect de hotărâre privind schimbarea din funcția viceprimarului comunei, a domnului Hărăbor Aurel. 4. La urmă discutăm. Asta este ședința. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului. Vă rog să vă... Da. Deci, pentru că legea 215 prevede ca toate cele patru puncte se deruleze prin vot secret, doamna secretară, și comisia de numărare a voturilor, vă rog să... se prezinte aici și ca să vă dau buletinile de vot. Între timp v-am explicat cu timpul de vot. Și gata, ați aranjat dreptul și gata. Deci comisia, vă rog, faceți loc comisiei ca să... Da, toată lumea să pătrează, nu se cred. Thank you.
desfășurăm ședința în limite legale. Eu v-am explicat. Și ne împușcați pe toți? Nu vă împușcăm. Dar atunci, ce suntem? Dar așa am să vă dar nu mai este poate! Exact. Lăsați să conduc ședința, nu s-a venit la nicio concluzie. Și ne retragem o clipă în biroul primar. Noi avem două alternative acum. Una, fie suspendăm ședința, pentru că cei de la poliție care sunt aici spun că ei nu e la fiază țară, că trebuie scris acolo cu ședința să desfășoară cu ușile deschise, ăsta închise și asta. Bun. Pe de altă parte, putem face așa, ori suspendăm și convocăm imediat o altă ședință extraordinară, unul, doi, ori desfășurăm ședința dacă vom putea. Domnul președinte, deci ne ia... Dar nici nu suntem toți aici ca să... ...securitatea și deci ne desfășurăm ședința. Da, ne asigură securitatea. Da, asigură un spațiu delimitat. Da, sunt nimeni de la voi aici și să duc numai în partea aia. Da, dar ne asigură un spațiu care să... Deci, dar unde sunt consilierii? Păi suntem aici. Nu, dar nu sunt. Și eu sunt mai bine, câți mai sunt acolo. Suntem majoritatea. Aurel care nu oricum nu asta, dar stai așa. Aurel și Nicu, nu? Și Nicu, nu? Și Nicu, e și aici vin? Să apară, să apară. Doi nu puteți, da, două persoane sunt apară. Dacă vor să vină, să vină, dacă nu... A, nu, doi. Și când suntem? Suntem 11. Și mai sunt doi afară, da? Bine, Aurel și cu Nicu. Nu, trebuie chemați. Aurel e la organizare, nu mai vine aici. Lasă, cum să vin. Organizarea, de ce spuneți așa? Păi, dar nu era chemat oameni și vreți să spui. Ei, a chemat și dumneavoastră, zic. Da, n-ai văzut bine cele? Cum? N-ai văzut bine cele? Și aduc un punct de bine cele. Chiar nu știți așa, vă faceți nevinovăți. E vrânele ședinții Consiliului Local. Deci v-am prezentat ordinea de zi, supun aprobării Consiliului Local ordinea de zi. Cine este pentru? Pentru. Cine este împotrivă? Dacă s-a abține cineva. Împotrivă, da. Da, nu da, am înțeles cu trei abține, nu? Da, nu știu. Păi nu, plătim, domnule, îi plătim. Îi plătim, îi plătim. Nu l-ai dat afară cu la vinte de la partea asta, dacă are mâine. Îi faci îndrebucare. Păi din poștire noastră. Asta e făcut în mănăstire. Dar chiar e mult mai ușurie. Adică acum votează demiterea vicelui. Nu. Nu! Nu se votează asta. Băi, stai cu mine, acum vă apropo altceva. Acum e votat cele două hotărâri.
Nu se ia hotărârile, Nu vine nimeni să ne dea, numai să ne iei. Și să pui bețul în roate, că un om poate să facă ceva. Nu se fie mai așa. Tot ce este bun în sac, asta este rău. Așa este. Ca și în parlament, ca și în pistolocul, tot este rău. Un om vrea să facă ceva. Ia uite-le aia pe râi. Să uită în hârtii și râd. Pentru că ești mă proști, mai mergi înainte. Când mergi înainte, foarte multe. Ai ceva de plâns, nu de râd. Frate proști! Ridici foarte! Vă rog să nu incitați la asta, lăsați la asta. Dar nu-i ceva nou, domnule, să râi? Hai mă dată, când nu-i ești consilier și tu trebuie să stai acolo ca să nu-ți vreo ședință. Dar mi-a stat domnul în banca lui. Am drept, ai drept la spunea lui incitat. Dacă mi se pare că incit, nu, dar... Rădiți și cum aveți acum. Să atrag atenția dumneavoastră să nu proferați insulte la adresa nimănui. Vă rog frumos. Mi-a amintit la mine. Nu. Noi vrem motivul. Atât vrem motivul. Vrei la șinitru, la șinitru, vieți în drum. Noi mă dați tot la casă. Nu vrem și restul cel așa. Mai am o spărere a dumneavoastră. Eu v-am dat... Aveți argument. Comisia de validare. Da. A constatat voturi exprimate pentru număr de 8, împotrivă număr de 1, nu le 6. Deci, și am înțeles. Foarte bine. Da. A trecut și acum are voturi. Da, ce să fie făcut? Da, da, ce pregătă. Ia pune rămâne. Ia pune să-i gata, pistole e. Avem tot să facem. Și nu așa facultate. Ia pune clasă. Trecem la ultimul punct al ordinei de zi, alegerea noului viceprimar. Cine dorește să facă propune? Vă rog, domnul Palade. De bun de domnul Angelachi Georgic. Deci sunt două propune. Domnul Palade propune pe domnul Angelachi și doamna Popa pe domnul Cristian Viorel.